Lidera organizației de femei a PDL, Sulfina Barbu, a comentat anunțurile de autosuspendare din partid a doi foști președinți ai organizației de la Gorj, Ionel Manțoc și deputatul Cosmin Popescu. Dacă discutăm de cei doi colegi ai noștri care s-au autosuspendat, eu nu-i consider plecați din Partidul Democrat Liberal. Dumnealor, atât domnul Popescu cât și domnul Manțoc, trebuie să își rezolve problemele în justiție. Subliniez că nevinovăția ți-o demonstrezi numai în fața instanței, nu la televizor, nu în altă parte. Și atunci când vor avea decizii definitive și irevocabile că sunt nevinovați, se întorc în Partidul Democrat Liberal. Sulfina Barbu a mai spus că orice membru al partidului care va face declarații care să denigreze imaginea partidului după 19 martie, când vor avea loc alegerile interne, riscă să fie exclus din partid. Orice competiție presupune, sigur, o competiție în interiorul partidului, discuții între tabere. Dar ele trebuie să rămână în interior, iar după ce s-a ales echipa de conducere, nu mai are nimeni voie să vină să denigreze partidul sau vreun coleg din partid. Este extrem de important, militez pentru asta și discut cu colegii din organizație să nu continue niciun fel de discuții după 19 martie. Această declarație a fost făcută în cadrul alegerilor pentru președinția Organizației de Femei de la Gorj.